Bună ziua, dragii noștri, din nou împreună la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise, rubrica inițiată de editura Herald în cadrul unei noi campanii sănătate și longevitate în terapiile alternative. Astăzi alături de noi Andreea Ionescu, o dragă prietenă, coach, trainer, consilier dezvoltare personală și vorbim despre două cărți din colecția Șamanism, pentru că în această campanie veți găsi cărți și din colecția Terapia, pentru că tot pomeneam de terapii alternative, dar și cărți din Șamanism. Este vorba despre James Andrewdy, Învățăturile șamanilor pe Yodel, și am să vi-o arăt la cameră. Iar cea de a doua carte, cel de-al doilea titlu, o carte foarte dragă, îmi place enorm, Michael Harner, Calea șamanului, un ghid pentru putere și vindecare. De asemenea, ambele cărți în colecția Șamanism a editurii Herald. Andreea Ionescu, știu că ai citit aceste cărți, știu că am povestit despre aceste cărți în emisiunea ta pe care ai avut-o cu mai mult timp în urmă la Smart FM, de asemenea și în alte situații, în alte contexte, evenimente culturale, lansări de carte la Gaudeamus, la Bookfest. De ce sunt importante aceste cărți în, să spunem, în această colecție, în colecția de șamanism? Și aici m-aș referi la faptul că Michael Harner, despre care în această carte pomenește și Mircea Eliade, vorbește despre această carte ca despre un ghid pentru putere și vindecare. El, de altfel, un antropolog care a ajuns să fie și practicant. Cred că asta e o cale pe care au apucat-o mulți. Dacă începem de la alte cărți, cum ar fi Învățătorile lui Don Juan. Deci, la un moment dat, când cauți sensul existenței, ca antropolog, de pildă, și știu multe situații în care s-a întâmplat asta, și în Hawaii, și în America Centrală, și în alte părți, dai peste un asemenea învățător șaman care începe să te învețe. Sau peste mai mulți. În fond, dacă ne uităm la șamanism, este cea mai veche rădăcină a tuturor curentelor spirituale ale lumii. Și ceea ce te învață șamanismul este conectarea. Te învață să te conectezi. Te învață să te conectezi la elemente. Te învață să fii atent. Se vorbește în curentele șamanice despre prima și a doua atenție, prima și a doua viziune și așa mai departe. Te face să înțelegi ce este viu. Și fiecare din aceste cărți, în felul lor, una povestește niște experiențe, alta povestește practici și experiențe, dar fiecare dintre ele îți dă un pic de perspectivă. Deci dacă fie că practicați șamanismul sau că vreți să înțelegeți despre ce este vorba, sunt două cărți extraordinar de bune. Important este când vrem să ne apucăm sau să practicăm sau chiar practicăm șamanismul, putem să incorporăm acele instrumente și practici care ne dau o formă de disciplină. Pentru că, în final, vorbim de un antrenament. Vreau să te întreb, pentru că am mai folosit expresia aceasta, dacă putem spune despre psihoterapeut că este un soi de șaman contemporan, modern. Chiar vorbeam cu cineva, cu prietena noastră, tot de la editura Herald, Andreea Tincea, despre câteva cărți din colecția Șamanism și îmi povestea cum șamanul, în momentul în care vindeca pe cineva, acea persoană se întindea pe jos, da, și povestea și era într-un soi de proces terapeutic. E, cam în același fel de proces terapeutic vine și pacientul sau clientul pe canapea și își descarcă sufletul și începe procesul acesta de vindecare cu ajutorul psihoterapiei și cu ajutorul psihoterapeutului. Cu siguranță că și șamanul și psihoterapeutul au ceva în comun.
și psihoterapeuții buni din ziua de astăzi practică tehnici care provin din șamanism. Pentru că ideea în șamanism și în vindecarea emoțională este să găsești rădăcinile acelor emoții care îți corup starea de bine curentă. Fie că e vorba de o treabă corporală, fie că este vorba de una emoțională, fie că este vorba de una mentală. Și atunci ce face șamanul? Ia energia aia, o mișcă, o scoate din rădăcini, din corpul pacientului și apoi face ce știe care de făcut cu ea. Am văzut mulți terapeuți, mai ales în zona de jungieni, care au un demers și o abordare similară cu a șamanului. Însă ceea ce e important în amândouă cazurile este că absolut toate problemele noastre vin de la moduri greșite de a gândi și emoții greșite. Emoții proaste, în care ne-am învățat să funcționăm. Și unul și celălalt se ocupă de ambele. Am văzut niște discuții în Amazon, vă dați seama, cu niște șamani care cu greu își scriu numele, care erau de înregistrat și de dat ca exemplu pentru ședință de psihoterapie. Și ei compensează lipsa de cunoaștere, pentru că psihologul are la îndemână o facultate întreagă, da, pe care a parcurs-o și învățătura de după și formarea. Dar șamanul nu are asta. Ce îi rămâne? Ce are? Are intuiția. Are capacitatea de a-l citi pe celălalt. În multe situații, șamanul intră într-un fel de transă. Am asistat acum 3 săptămâni la o sesiune șamanică. S-a întâmplat, deci a fost o chestie foarte ciudată, în care șamanul respectiv, instruit după metoda siberiană, parcurgea un cerc de 17 participanți. Citea energia fiecăruia dintre ei. Lucra cu toba și cu vocea, deci cântec, dans, tobă. Și vedeai cum îi se schimbă tonalitatea, comportamentul și ritmul după ceea ce citea în corpul celui cu care lucra în momentul respectiv. Și mai interesant, 2 persoane foarte bolnave și 2 persoane blocate, pur și simplu, care nu lăsau nimic să intre, nimic să iasă. Și a fost foarte interesant să văd cum lucrează și efectiv împingea boala afară din corp, iar cu cele blocate s-a transformat, efectiv arăta ca un urs sau ca un vultur și țipa și stărea și în felul ăsta spărgea blocajul respectiv și reușea să intre în corpul emoțional al persoanei cu care lucra. Deci uneori lucrurile astea seamănă așa, buru-buru, avudu, însă știți foarte bine că eficiența este măsura adevărului. Deci dacă funcționează și dacă după aceea omul s-a simțit mai bine, chit că îi puneți etichete că s-a autosugestionat sau mai știu eu ce placebo, important este că respectiva procedură a dat rezultat. Și că în spatele ei există un set de cunoștințe și de instrumente care permit producerea acestui rezultat. Foarte interesant. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre, sau pe marginea 2 cărți, James Andrew din Învățăturile șamanilor pe YouTube, și am să vă mai arăt încă o dată la cameră, și Michael Harner, Calea șamanului, un ghid pentru putere și vindecare. Asta mi-a plăcut foarte mult, Sorin, și o recomand cu căldură celor care doresc să își structureze un pic cadrul ăsta de lucru șamanic. Da, este și el este un personaj cu totul și cu totul fascinant. Da. Calea șamanului, Michael Harner, 2 cărți publicate în colecția Șamanism a editurii Herald în cadrul noii campanii Sănătate și longevitate în terapiile alternative. Campanie pe care o găsiți pe site-ul editurii Herald și de asemenea toate materialele, toate interviurile cu invitații noștri pe pagina oficială de Facebook a editurii Herald. Îi mulțumim foarte mult prietenei noastre dragi Andreea Ionescu, coach, trainer, consilier de dezvoltare personală, că a fost și astăzi alături de noi ca întotdeauna și mulțumim pentru că și-a făcut timp să ne povestească despre aceste cu mare drag. Eu îți mulțumesc din suflet.
pentru că ești alături de noi, alături de mine întotdeauna. Vă mulțumim și dumneavoastră că ne-ați ascultat, ne-ați vizionat și ați fost alături de noi și ne dăm întâlnire la un nou episod din rubrica Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci, să aveți o zi minunată în continuare și lectură plăcută. La revedere, numai bine!